Ministrul Ligia Deca, cea care coordonează proiectul România Educată, declara pentru site-ul edupedu.ro la sfârșitul anului trecut că bugetul de 2,1% din PIB alocat pentru anul 2023 este acoperitor pentru funcționarea normală a sistemului de învățământ în anul următor. Astăzi, peste 150.000 de profesori și angajați din școlile din România au intrat în prima grevă generală. Duminică a avut loc o nouă rundă de negocieri între premierul Nicolae Ionel Ciucă, președintele Camerei Deputaților Marcel Ciolacu, reprezentanții executivului și liderii federațiilor sindicale din învățământ. Discuțiile s-au soldat cu un nou eșec. Prin urmare, greva continuă și mâine. Oferta la fel de incoerentă. Să poți să oferi să vii nepregătit la negocieri și în timpul negocierilor să întrebi pe ministrul de finanțe cât înseamnă asta? Sau să dai debutanților niște sume de bani și debutanții atunci îi depășesc pe cei care sunt cu vechimea 1-5 ani. Atunci ne facem toți debutanți. Sau să vii să spui că aplicăm anexa 8. Anexa 8 e obligatoriu de aplicat, încă sunteți în întârziere cu ea. Trebuie aplicată de la 31 decembrie. Anexa 8 înseamnă 100 de lei la nelidații. Nu le-au dat toată creșterea. Au dat doar 10% fără să-și dea seama că acel 10% nu acoperă cât au rămas oamenii ăștia în urmă față de lege. Atunci oamenii ăștia încă mai au de luat pe lege bani. Nu pe grevă, pe negocieri. Deci total incoerent. La ora asta spune că greva continuă și mâine.